minutul 10, Tâlvan ia o acțiune pe cont propriu, pătrund despre poartă, Dănuț Matei îl oprește, regulamentar spune centralul clujean, ca și noi de altfel, în ciuda protestelor gazdelor care cer penalti. Interul domine, căutând cheia care se desfacă lacătul unei apărări aproape inexpugnabile, cum e cea a Bistriței. Minutul 25, diagonala lui Tolciu nu găsește ținta dorită. Peste alte 3 minute, mijlocașul Demian își face bine o minge la 16 metri, dar șutul său trece pe lângă poartă. La reluare, Interul continuă să atace în căutarea golului aducător de 3 puncte. Minutul 61, Pogăcean reia pe lângă centrarea lui Tâlvan. Același Tâlvan, minutul 64, veritabil ciclon pe flancul stâng al Sibiului, centrează înșelător și câmpeanul respinge miraculos și cu ajutorul barei. Pentru ca 3 minute mai târziu, stopărul Glăvan să trimite o rachetă Solaire de la 20 de metri care șuieră pe lângă transversala lui Câmpeanu. Pisica blândă zgârie rău, spune un vechi proverb românesc. În minutul 73, Misti lansează pe Ilie Lazar, dar tușierul Dumitrică ridică eronat fanionul. Așa cum se vede și pe reluare, Ilie Lazar era în terenul propriu în momentul pasei lui Misti. De asemenea, se observă cum liberoul Sibian Terchilă face târziu pasul la offside. Cea mai mare ocazie de gol a celor de pe Cipin se produce în minutul 78. Omniprezentul Tâlvan centrează pentru a mia oară. Cristi Lazar pune o boltă perfectă, Câmpeanu este bătut, dar mironașul Providenței salvează din fața porții. Astăzi știu eu, după câte știu eu, vreo 200 sau 250 de dolari la meci, nu? Veniți în dalul Copoului cu gândul declarat de a culege măcar un punct, brașovenii echipați în tradiționalele culori galben-negru atacă din primul minut. Minutul 9 va aduce deschiderea scorului. Lovitură de colț executată de Beraru, Cotan respinge cu capul, mingea ajunge în marginea careului de unde Balin trăia imparabil din vole, amintindu-ne de golul de senzație înscris de Prodan în Liga Campionilor. După exact 20 de minute, capul lui Apachiței la centrarea lui Chereși se scurge pe lângă bara laterală a porții brașovene. Păcălește pe Câmpeanu, dar nimerește bara. Pe lângă 2-0. Acesta avea să fie șutul momentul psihologic al meciului. Păcălește pe Câmpeanu, dar nimerește bara. Acesta mai are o mare ocazie 5 minute mai târziu, dar la centrarea lui Ganea Beraru nu găsește cea mai fericită continuare. Voleul lui trecând peste transversală. Minutul 65 aduce ieșenilor. Dobrea ridică mingea în careu, Câmpeanu reia spre poartă, balonul șters de David lovește bara laterală, revine în teren de unde același Câmpeanu reia în plasa porții. 1-1 și pe stadionul din Copou se reaprinde speranța. Și iarăși cu ajutorul barei, în penultimul minut de joc, ieșenii înscriu golul victoriei. Cotan execută puternic o lovitură liberă de la 25 de metri, mingea sterge zidul, lovește bara și Paraschiv, infiltrat în premieră în careul advers, introduce mingea în poartă. Finalul partidei aduce o bucurie de nedescris în tribune, iar brașovenii învinși, mai mult de soartă decât de ieșeni, privesc cu deznădejde la scorul consemnat pe tabela de marcaj. Echipați în alt complet, băcăoanii și încep atacurile chiar din start, trecând peste faptul că încă nu și-au încasat primele pentru victoria din meciul cu Dinamo. Minutul 17 aduce deschiderea scorului. Plonjit din careul de rețean precum Alberto Tomba pe pârtiile marilor concursului de schi, Gianni Căpușe îl convinge pe arbitrul Ioniță să acorde lovitura la 11 metri. E drept piciorul stâng al lui Spira, atacat orice, numai mingea nu. Conform tradiției, transformă fără probleme Vasile Jercălău, căpitanul gazdelor. 4 minute mai târziu, Căpușe ia în apropiere mingea centrată de pe stânga, însă ex-băimăreanul Chebuciu are un reflex de zile mari. Repriza secundă începe cu un reflex de excepție al lui Chebuciu la lovitura liberă executată de Florin Ionescu. Urmează o desprindere rapidă a gazdelor. O pasă neglijentă a liberoului gălățean Ion Gigi, urmată de o intercepție de toată frumusețea, îl pune pe scânteie în situația de a-și etala calitățile de golgiter. Era minutul 48 și scorul devenea 2-0. Cu un sfert de oră înainte de final, ciobanul deschide ideal pe Căpușe, care nu-l iartă pe portarul gălățean. Bucuria lui Gianni Căpușe pare cel puțin egală cu cea a lui Diego Maradona, când starul argentinian a marcat în poarta Greciei unicul său gol pe scena mondialului american. Și la această fază iese în evidență incredibilă imobilitate a fundașilor gălățeni, simple jaloane în calea abililor jucători din Bacău. Faza cea mai controversată a întâlnirii s-a petrecut în minutul 17. Atunci, arbitrul Huzu a acordat lovitură liberă indirectă pentru rapidiști, după un duel la balon, Necula Matei. Galeria giuleșteană simte ceva, Constantinovici mișcă ușor balonul spre Vameșu,
și Ghiuleau acestuia scutură plasa porții lui Colceag. FC Național Rapid 0-1. În minutul 26, scorul ajunge la 0-2. Constantinovici execută bine o lovitură liberă de la 20 de metri, Colceag se mișcă cu încetintorul și Naționalul e knockout. De altfel, Colceag, ușor accidentat, este schimbat cu Ștefănescu la câteva secunde după gol. Bancarii nu abdică și în minutul 34, Liță execută Măiastru lovitură liberă, dar Batman e mic copil pe lângă Tene. Dună bate bine cornerul, Albeanul ia la țintă pe Tene, iar Pigulea prinde un șut înșelător de la 22 de metri, care lovește ușor transversala. Armeanu blestemă, așa ghinion mai rar. Stanciu face o cursă impetoasă, centrează și piticul Cezar Zamfir are o săritură de monstru și aduce scorul la 0-3. Un super cadou pentru cel care marțea trecută a împlinit 29 de ani. În prim plan, portarul rapidistene. În minutul 67, după o pasă precisă venită de la ex-dinamovistul Marian Savu, Târțău pune bomboana pe coliva bancarilor. Contraatac clasic, șut din prima, gol de kilogramă și incendiara galerie Giuleștean are dreptate. Rapid, rapid, Joșca Real Madrid. Rapidul a marcat aproape tot ce a avut și a obținut o victorie pe deplin meritată. Dacă e marți, e Belgia. Dacă e sâmbătă, e Târgu Jiu, adică locul unde fotbalul e un drog mai puternic decât heroina. Minutul 3, lovitură liberă în favoarea albnegrilor bucureșteni. Marius Umudică trimite balonul în careu, studenții se repet ca ulii asupra prăzii, învălmășeala este generală, buia este trântit la pământ, dar apare providențial bivolarul și tribunele se cutremură de urale. Sportul studențesc conduce cu 1-0 și FC Argeș Dacia Pitești se află în acest moment pe ultimul loc din clasament. Gorgenii sunt un delir, răsfățați din plin de reușita favoriților. Loviturile libere abundă precum ciupercile după ploaie și același Umudică ridică în picioare pe antrenorul Ioan Andone. Meseria asta nu-i tocmai simplă, pare a spune fostul internațional dinamovist. Lansat pe partea dreaptă, Romulus Buia centrează ca pe Wembley și Marius Umudică pune capăt neîmplinirilor sale. Efortul disperat al fundașului central Mocanu nu poate împiedica plonjonul de kamikaze al atacantului bucureștean. Să notăm minutul 72 că cel are o semnificație aparte. Argeșenii se opintesc și reușesc să expedieze primul șut pe poartă prin purtătorul lor de cuvânt Constantin Schumacher. Uluiți de o asemenea obrăznicie, albnegrii se repede în atac. Dobre pătrunde în careu, dar n-apucă decât să asculte cum crește iarba. Penalti și în tribune flutură steagul Americii. Execută nimeni altul decât eroul local Marius Schumudică. Fanii gorgeni se bucură de parcă l-ar fi văzut în carne și oase pe Mick Jagger. Sportul studențesc FC Argeș 3-0. Cred că sunt singura antrenor care pleacă de la o echipă după locul 6, fără griji, fără probleme de viitor. Și ia o echipă aflată pe locul 17 cu multe, foarte multe probleme din toate punctele de vedere. Nu vă lăsați induși în eroare de acest peisaj hibernal. Nu ne aflăm nici la Sibiu, nici la Brașov, ci pe stadionul Steaua din capitală, unde tocmai s-a încheiat partida dintre Steaua și Farul Constanța. Partida începe cu o întârziere de o jumătate de oră, timp necesar pentru a se face vizibile cât de cât marcajele terenului. În minutul 2, Vlădoiu trimite balonul pe lângă portarul Munteanu, dar Axinciuc degajează în corner mingea oprită într-una din bălțile terenului. La cealaltă poartă, Butoiu fructifică o pasă lungă a lui Denis Șerban și deschide scorul pentru Constanțeni, după fază în care atacantul de pe litoral a făcut ce a vrut cu Joey Panai și Bogdan Stelea. Și era abia minutul 6. Peste alte 7 minute, scăpat spre poartă, Butoiu trece ieșit de Panai, dar fundașul stelist îl cosește temeinic. Infracțiune pentru care central Savaniu îi arată doar cartonașul galben și nu pe cel roșu cu care se impunea. Jocul se încinge și Lăcătușii lovește fără balon pe Constanțeanul Nanu, fază la care, culmea, cel care va vedea cartonașul galben va fi echipierul Farului. Minutul 16, în care Vlădoiu cade artistic în careu, într-un duel cu fundașul advers Dinu, Marcel Savaniu arătând punctul de la 11 metri. Decizie contestată de Cănendă Constanțeni, în frunte cu antrenorul Florin Marin. Execută același Vlădoiu și scorul devine 1-1. Farul revine în atac și Butoiu îl pune la grea încercare pe Stelea cu un șut super din afara careului. În minutul 37, același Butoiu
se joacă din nou cu apărarea stelistă, faza fiind finalizată de Bănică Oprea în duel cu Panait. Observați la reluare ușurința cu care Butoiu trece de Bucur Bogdan, pentru ca apoi să reziste atacului energic al lui Prodan. Suporterii constanțeni sunt în delir, în timp ce galeria stelistă scandează demisia, demisia. În minutul 72, militarul pătrunde în careu și portarul munteanul faultează clar. Arbitrul dictează penalti și îi arată doar cartonașul galben portarului munteanu. Însă munteanu apăra vizibil accidentat în urma unei faze anterioare, fapt trecut cu vederea în mod nepermis de arbitru Savaniu. Penaltiul este transformat de Vlădoiu și scorul devine 2-2. Scor cu care se încheie partida, reprezentând cel de-al 8-lea meci fără înfrângere pentru echipa antrenată de Florin Marin. E foarte greu și pentru arbitru să dea unele decizii pe asemenea teren. Foarte greu de apreciat. Vreau să termin. Nu vă supărați. Nu are nicio importanță. Nu are importanță. Pentru noi jucați. De ce? Pentru cine? Pentru noi. Eu. Pentru suporte. Nu dumneavoastră. Pentru care e înșurături? Pentru astea. Pentru ce? Pentru care e înșurături? Nu vreau noi în teren. Jucați cu 6 fundași acasă și nu dați și patele. Este. Întrebați-l pe Gane. Băi, Gane, cum poți să ajungi în față în situația asta? Îți dai seama cât ai prejudiciat? Întreabă-mă, nu înțelegi că aveți nu vorbesc. Aveți de gând ceva cu Gane? Nu am niciun gând, dar puteți, trebuie dumneavoastră să vorbiți cu el, să-l întrebați. Băi, Gane, tu cum explici? Minutul 21, Gane are o mare ocazie, însă Cioloboc respinge un șut lent spre poartă al vârfului Craiovan. Cam atât din prima repriză. În partea a doua a meciului, Ungu pătrunde pe dreapta, șutează, dar în bară. Pentru ca în minutul 65 Mitriță să-l angajeze pe același Gane, neinspirat în această partidă, care șutează, iată, pe lângă poartă. Cam acestea au fost ocaziile unei partide care au lipsit sarea și piperul, adică golurile. Dominare craioveană totală, însă foarte sterilă. Final de meci îndelung așteptat de clujeni și un punct mare la adevăr obținut de Șepcile Roșii. Scor final 0-0. A fost un meci foarte greu. Foarte greu pentru că din minutul 10 am evoluat cu un om mai puțin, cu atât mai mare este meritul jucătorilor, pentru că au dat dovadă de o dăruire exemplară și acest rezultat ne ridică moralul pentru meciul de miercuri cu Steaua. Dănciulescu cade în careu la acțiune personală, dar centralul Constantin din Vâlcea nu acordă nimic. Replica dinamovistă continuă 11 minute mai târziu, dar același Dănciulescu nu are forțe pentru a finaliza la o greșeală a apărării petroliste. Gazdele au o lovitură liberă periculoasă, dar Prunea nu este bătut de Zmoleanu. În minutul 31, același Prunea reține cu noroc o minge telefonată de Bălăcean. În faza imediat următoare, portarul dinamovist este salvat de transversală la puternicul șut al lui Abăluță. Prima repriză se încheie cu uriașa ratare a lui Florentin Petre, ce nu-l poate învinge pe portarul Preda într-o poziție extrem de favorabilă. În minutul 61, Octavian Grigore încearcă un șut de la distanță, dar Prunea este atent. Peste doar 9 minute, același Octavian Grigore nu mai greșește, reluând din apropiere o minge ce a trecut printre toți apărătorii bucureșteni spre marea bucurie a spectatorilor prezenți în tribune. Ultima mare ratare a bucureștenilor se derulează în minutul 84, mingea trimisă cu capul de Coporan, fiind scoasă de pe linia porții de un fundaș al gazdelor. Partidă explozivă la Timișoara, atât în teren cât și pe marginea acestuia, rezultatul final, Poli Ceahlăul Piatra Neamț 4-3, confirmând îndârjirea cu care s-a jucat. Centrare Călin, cap cu șatul și 1-0 pentru Poli. Revedeți excelenta săritură la cap a atacantului Bănățean. Va fi 2-0 minutul 44. Contescu primește o pasă pe partea dreaptă, centrează și Manea deviază mingea în propria poartă. La pauză, avantaj liniștitor pentru gazde și se părea că acestea se vor impune fără probleme. Moldovenii revin de la cabine schimbați în bine și, după un șut bun al lui Vlaicu, parat de Lefter, vor reduce din handicap în minutul 53. Burleanu combină cu Marc, pătrunde nestingherit printre visătorii fundași timișoreni și înscrie plasat. 2-1.
Spectatorii încep să tremure și numai din cauza frigului, temerile lor adevenindu-se minutul 59. Centrarea Axinia, cap Fantazii și 2-2. Iată din nou golul egalizator al galben-negrilor, care culegeau astfel roadele jocului curajos practicat în repriza secundă. Gazdele preiau din nou inițiativa și în minutul 68 Vlaicul lansează pe Boban, acesta trimite balonul în careul advers, iar Gușatu punctează din nou, 3-2. La reluare se observă inoportunitatea ieșirii din poartă a lui Lefter. În minutul 78, timișoranul Călin ia cu fulgi cu tot un adversar și centralul Constantin Gheorghel trimite la vestiare pentru a se calma. Timișorenii rămân în 9 în minutul 86. Contra cade după un duel în marginea terenului, va fi scos cu targa, dar, ridicându-se prea repede, trezește suspiciunea arbitrului care acordă cartonașul galben pentru simulare, în timp ce tușierul Rolea este țintit cu bulgări de pământ din tribună. Și, cum acesta era al doilea cartonaș galben pentru contra pe parcursul meciului, fundașul galbenului este eliminat, ceea ce strânește furia spectatorilor. Cu mâinile goale sau înarmați cu stinghii rupte din gradene, îi încearcă să-și facă dreptate, dar, spre norocul lui Ce Gheorghe, poliția intervine prompt. În minutul 89, atacurile în valuri ale oaspeților sunt finalizate de Domșa. Acesta a marcat cu un șut în colțul lung, de la 14 metri, aruncând un văr al tristeții peste tribunele stadionului Dan Păltinișan. Abia repus balonul de la centru, spectatorii trec de la agonie la extaz. Pasă Covaci, țâșnirea Boban, plonjon Lefter și 11 metri relativ ușor acordat în favoarea violeților. Transformă impecabil același Boban, stabilind scorul final. Poli Timișoara, Ceahlăul Piatra Neamț, 4-3.